Vrei cele mai noi jocuri? Intră pe Gamerland! Simplu! Mai vrei și transport gratuit? Bagă codul Quick la secțiunea de observații! Simplu! Salutare, oameni buni! Bine ați venit aici la un nou mirobolant episod din cariera mirobolantă! Cea mai mirobolantă din istorie, că altfel nu se poate, cum dracu! Meci cu Heerenveen, oameni buni aici, 4-1 în tur, nu știu sincer dacă o să mai joc meciul ăsta, dar cred că hai să jucăm, bă! Avem echipa de titular, vreau să joc cu ei, data trecută am dat-o în bară. Am folosit de două ori echipa de rezervă, dar totuși ne-am calificat mai departe. Am bătut Everton cu echipă de rezervă și echipă obosită în același timp. Așa că superb, e superbă. Haideți, oameni buni, să începem meciul cu Heerenveen. Hai, mă, să îmbrăcăm și... Aoleu, doamne. Ne îmbrăcăm noi așa atunci și îmbrăcăm pe ei cu ăștia. Goes a city, hai pe ei. În sfârșit și la noi acasă, oameni buni. Haideți pe ei, bă, să-i distrugem din nou titularii cu Bissau. Mamă, 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 mamă. Cred că trebuia să-l bat pe Garcia, dar asta este. Dar e ok, jucăm cu Misao, Rivera revine și el. Rivera după accentare, în primul lui meci s-a accentat, normal. De pasă bună vreau, du-te, 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 du-te. Motorita! Haide, tată, dribbling. Oh, ce frumos s-a întors Adi Popa, dar nu, nu, n-a dat deloc unde trebuie. Go City revine aici cu mama dracu. Oare să fost doar o întâmplare fericită, mă? În meciul trecut și să nu putem să-i batem și acum de să ia dracu. Ăștia nu sunt așa buni, n-au jucători foarte buni. Diferența nu-i foarte mare ca overall. O, centrarea perfectă de Xavi. Go City, Heerenveen, voi sunteți? Mai tare că nu... Ma! Ce? Ce? Să nu vă mai dau goluri că vă faceți de... Ce? Mai tare că... A, să nu vă mai dau goluri că vă faceți de căcat! Nu, îmi pare rău, eu nu accept aici, nu. Fără milă, fără milă suntem. Vlad Țepeș, vă tragem în țeapă! Ha, țepa! Se duce Popică, du-te, Popică, du-te, Popică, du-te, du-te, dar nu în afara terenului. Ce frumos a deblat mai devreme și acum o face la fel de bine, dar este ăla acolo. Adi Popa, River... ok, Rivera, șut, Șutul ăla, șutul ăla, șutul ăla. Nu lăsa să tragă de la distanță. Șut acolo, prinde Super Stolo. Super Stolo este super. Omul ăsta nu o să ia goluri prea multe, mă, cel puțin cu Heerenveen, adică a luat unul până acum. Aolo, iar, bă, încep ăștia să atace, nu e bine deloc. Șut din nou, Super Stolo. Chaplin, mai bine cu onoare, tată, bine așa. Țaca, țaca, tată, Consei sau. Se duce forte, du-te, 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 du-te. Forte în spate la ăla. Nu! Unde o dai? Era liber. El are... Era liber. Era liber forte. Da, nu. Că de ce? Hai stăm în centru la Son Goku. Son Goku. Se duce ce... Lol, acum... Mamă, bă, nu l-am văzut. L-am văzut că nu... Sunt un dobitoc. Ce fază bună am pierdut, bă, pentru că sunt eu prea chior. Ce mama dracu, mă? Rang! Pavlenko, Pavlenko îl pune în cap, fără fault. Numărul 13 de la ei este supărat că mare tackling și a luat cicalaca cicicea ce rime de manele fac aici și a... Wow! Mă fac manelist. Sau compozitor de maneliști. O nouă ocazie pentru ăștia, șuturi multe pentru ei, însă toate din afară. Nu înțeleg de ce. Așa acum. Deci nu s-a schimbat mare lucru. Măcar dai niște ghete în gură, Popică, tată, dacă tot nu poți să ajungi la mingea. Niște ghete în gură la portar, așa, să-i faci lucrare dentară în gât. Da, pentru că portarul lor are dinți în gât. Ce dracu? Ce probleme am? Cum se numesc aceste probleme? Să știu, poate există leac, deci nu cred. No, șut, apără, Super Stolo! Ocazii mari pentru ăștia, bă, chiar sunt periculoși în acest meci. Chiar parcă e altă echipă în teren, deci nu mai joc cu Heerenveen data trecută. Nu e bine, nu e bine, iar dacă ăștia au fost foarte periculoși în acest meci, bă. Neașteptate, clean greșit, am crezut că vine pe partea aia. Fuck, mă, păcălit, Super Stolo, Super, normal tot. Veșnicul nostru, Super Stolo. Bă, chiar am fost dominați în meciul ăsta, de dracu. Am fost, de jur că am fost dominați. La șuturi, cred că am fost dominat, șut! O, am crezut că e gol din nou, ocazie mare pentru cei de la Heerenveen. Ok, ultimul atac pentru ăștia, probabil. Intervine Pavlenko. Pavlenko îl ajută și Rivera. Și meciul se încheie, oameni buni. Da, bă. Glorios. Glorios. Dăm mâna cu chelie bastonul ăsta aici.
Și câștigăm Chaplin, am scris, după o centrare a lui Consei sau cred că el era acolo cu centrarea, nu cred că era Benzar acela. Sau poate el era, dracu știi, nu mă, era Consei, normal, el centrează, are un crossing extrem de bun. Pavlenko 8.8, super match prestat aici de Pavlenko, foarte bun match. Și mergem în grupele Europa League, să vedem cu cine dracu picăm, putem pica cu Vitesse, cu Liverpool, putem pica cu Lyon, cred. Avem grupele Europa League, vreau să văd cu cine dracu am picat, aici avem o grupă destul de interesantă, echipe bune. Milan Brugge, Vitesse, Sion, ok. Lyon, Hamburg, Gent, Young Boys, scăpăm de echipele bune, asta e ok. Berlin, Panathinaikos, Copenhaga, Rangers. Ok, Beşiktaş, bun, scăpăm de Liverpool, dar nu cred că puteam pica cu ei oricum. Scăpăm de Ajax, de Krasnodar, e bine. Rosenborg, unde suntem? Cu cine picăm? Aici suntem. Nu? Mai avem grupe? Nu suntem aici. Unde suntem? Aici! Napoli! Rubin Kazan! Mamă, Napoli! Rubin Kazan numai aici a fost. Ostende! N-am auzit în viața mea de ăștia, dar am picat cu Napoli! Super echipă din Italia. Da, băi, oameni, va fi dificil. Oricum, până atunci o să jucăm în campionat cu Coventry. Coventry City. EC. In the minunată of the carieră. Jucăm în kitul ăsta. Ce dracu? Pride, capa Pride. Haide să începem partida. Asta e echipa improvizată oarecum. Cole obosit, Garcia revine și el aici. Nagahama, left winger, toți obosiți. Willock, Hagi, am improvizat o echipă ce mai aveam și o proaspăt în acest meci. După aceea avem desimulat în check trade, deci e ok. Ok, avem o echipă bună, bă. În mare parte, ce-i drept, nu e ok. Dar avem pe Garcia, avem pe Yanis și pe Cole. Eu cred că, la dracu, sigur o să putem face față ăstora. Stai că ăștia atacă. Ok. Un început nu prea bun, să zic așa. Deloc bun. Este o ocazie pentru ei la început. De când dracu n-au mai atacat ăștia la început atât de bine? Bă, uite cum stau, ce presiune fac. Asta nu e bine, nu-mi place presiune. Ok, pasă bună, Cole. Hagică, Hagi. Oh, ce pasă! Garcia! Se duce Garcia, dar nu se duce bine. Nici Hagi este ținut acolo, este minge la Cole, shoot, bară, bară. Foarte bine, Duffy. Nu e bine, nu șuta, Duffy! Nu. Aolea, ce facem aici, mă, tată, mă? Wow, Horis, super intervenție, bravo, bă, băiete. Bun, scăpăm cu ajutorul Duhului Sfânt, Horis. Willock, viteză, trebuie să ai viteză mai mare decât ăla, dă-te dracu. Willock nu prea mai prins echipa în acest nou sezon. Se rostogolește acolo, totuși face mingea bună pentru Smith și este ratare. Încă o dată ratare mare, veteranul Smith. Ok, Devante. Super viteză. Nu mai înțeleg, nu. Sunt depresiv în aceste momente, pentru că al nostru Cole nu poate să dea. Bă, am dat de multe ori cu el din asemenea poziții, în asemenea mod gol. Dar, aolo, acum nu, că na, ce este fault aici? Sunt nebunesc, cred că încep să o iau pe arătură rău de tot. Oh, da, cu ultimele forțe, Yanis, ce morți, înghețați, congelați. Au fost, ce, de ce, aolo, Hagi, ce a fost preluarea? Doamne, ferește, Yanis! Ce boală ai prin... Nu puteam să fie pentru Cole, mă. Aolo. Preluare cu urechea, Yanis. Uite, tine pe urechea acolo cu ceafa. Cancer jocul ăsta. Aolo, nu mai pot. Mă mar de pielea, lasă-mă în pace. Pasele, băiete. Devante driblează tot cu el, mă, tot cu zeul. Zeul, aolo, burge. Nu, lasă-ne în pace, mă, tată. Nu mai sta în poartă, pleacă de acolo. Lasă-ne să dăm un gol și mai poți să aperi cât vrei. Oh, poate așa burge, dă cu pumnul minge. Willock nu știe să dea din prima că e inapt. Doamne ferește să știe, nu este offside. Yanis. Oh, că... Da, fără Giordano în episodul de azi, din păcate. Coventry joacă bine. Am greșit aici. Poziționarea, super Stolo ne salvează din căcat. Doamne ferește, super Stolo e fenomenal, bă. Portar român mai bun ca ăsta nu găsești. Nici, poate pisica, Lobos, pisica, că e pisica, dar ăsta e super Stolo. A greșit Nagahama, n-am ce să fac cu el, are 50 overall. Nagahama însă pasează bine. Devante col, gălcâi, Yanis. Nu, Burge.
să mă spânzur după meciul ăsta, mă jur. Poate dacă dau așa din prima n-am șanse, cred. Garcia și prinde Purgi. Vai de capul meu, 0-0, mă. Ne încurcăm pentru prima dată în campionat. Trage de timp Burge. După ce ai apărat ca un Dumnezeu aici. Dumnezeu ori doi ai fost. Da, bă. Bă. Nu știu ce să zic. Un meci cum nu se putea mai slab pentru mine. Nu știu cum dracu de n-a fost Burge. Câte are 5 save-uri. Strojan are 2. Mi se pare că a avut mai multe. Oricum a avut save-uri mai importante Burge ăsta lor. 0-0 cu Coventry în campionat, ne încurcăm pentru prima dată, însă rămânem neînvinși, ceea ce e ok. Înainte, oameni buni, să încheiem episodul, o să simulăm meciul cu Coventry, să vedem ce faci în dracu în ce că trade-ul ăsta. E la ea acasă, am o echipă slabă, Thompson, Richards, Odell, Tuttle, Pavlenko mi-a cerut să-l bag și-l bag. 2-2, pierd la penaltiuri și sunt eliminat din ce că trade, încă din prima rundă, sincer, nu-mi pasă de cupa asta, era... pierdere de timp, nu câștigi nimic, nu câștigi bani, nu câștigi loc în Europa, nu câștigi absolut nimic din ea. Prestigiu poate și un trofeu amărât din plastic. Da, bă, ce să zic, un episod cu bune curele, însă un episod fun. M-am distrat din nou și vă mulțumesc pentru atenția acordată. Sper să aveți o zi mirobolantă. Hei, hei. Nu uita să pizdiți butonul, să dați pac, 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 cam atât. Ciao.